Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Bine ați mecherilor! Da, la... Sper aproape de 1000 sau chiar peste. 1000 de cai! Sincer, cred că este singurul motor care arată așa din România. De ce mi-am luat diesel? Pentru că... Din suflet nici chiar așa. Nici chiar așa. Băi! Dar uitați-vă și voi cum poate arate mașina asta. Este țiplătul. Să fie ceva unicat, un F30. Unicat. Asta e, da, e 1-2, frate. Probabil că pe la 70-80 de mi-am pierdut și ruțile în concă, mi le-am făcut singur. Te simți apreciat? Da și nu. Mamă, frate! M-a ajutat să fie în Dacia Dragomir aici, Claudiu. Cine sunt mă voi aici? Topor. Eu. Eu cine? Care a făcut mașina? Cuplul anului pe Anthony și Aida. Anthony cu F46-le și Aida cu acest AMG frumos. Dar uite că mai mă duc cu vaca. Ei, Catalina! Norac! Aici ai un șobolan mort. Alo, tu! Aici ai ceva! Ai un șoloban aici! Și am făcut eu o greșeală de a veni pe câmp cu tocurile, cu alea! Ce-a dat frigii din fața ta! Ce mă doreai, șopule? Ambreiază un pic, bază-mă un pic! Băi, ambreiază un pic! I-a căzut pedala! Era pune! Mai merge și acum cum pleci, ia mai acelea toată! S-a rupt capul! Salutare mafioților și bine ați găsit la un nou vlog, este un vlog special deoarece începem exact de la eveniment, de la Wanted Crew. Ne-am luat aici, uite, frumează Mari puțin. Bă, câte mașini poate să fie. Hai să ne punem, parcă mașina aici. Mari, du-te tu jos acolo și filmează puțin cum intră mașina la pod. Mă dau eu jos cu tocurile astea, că ți-a zis să-mi iau ghete. Cu tocurile, haide că te așteaptă lumea. Ai răbdare. Primul eveniment pe iarbă. Deci intră mașinile pe iarbă. Mamă, și deci avem și o arcadă de balone acolo, am înțeles că o să fie poze. Madi, vreau și eu un cadru acolo, cum intră mașina prin... Deci vrei să mă dau iar jos. Da, Madi, iar jos, haide! Bă, ce crezi? Arată super bine evenimentul. E mișto că sunt pe iarbă puse mașinile. Și văd că aici avem checkers-ul, Dacia frumoasă, toate mașinile astea. E V8, de V8! Să parcăm și noi aici lângă Robert. Dai benzină! Când îmi zici tu, aoleu, cum m-a luat după femeie și am făcut o greșeală, m-a luat eu după bărbat. Așa? Și am făcut eu o greșeală de a veni pe câmp cu tocurile, cu alea. Șeful, avem o problemă. Avem o mașină cu 800.000 de kilometri și știi cum vrea românul? Vor 200.000 de kilometri, șeful, și nu știm cum să-i dăm kilometri înapoi. Avem nevoie de mânuțele dumneavoastră, unțe cu toate ale fiile. Mersi, șeful. Mersi. A few moments later. A venit șeful, suntem salvați și a adus și mânuțele lui Uze cu toate ale fiile. Reușim astăzi! După mii de mașini măsluite și milioane de kilometri dați înapoi, Gianino, ia și notează! După călătorie lungă în jurul lumii cu spatele, am reușit să dau și kilometri înapoi să văd și lumea asta. Asta înseamnă să fii Samsar expert. Car Vertical este o platformă online care îți arată specificațiile tehnice ale mașinii, daunele anterioare și, cel mai important, istoricul kilometrilor. Pentru a evita WhatsApp-ul, nu uita că ai 20% reducere pe Car Vertical, accesând link-ul din descriere sau folosind codul Merită. Vizionare plăcut! Nu-i problemă, Madi. Am parcat și de mașinuța frumos aici. E muzică, e tare, e nebuneală de asta mare. Avem șeptar aici frumos, lângă da, șeptar. Mă așez. La fel frumos, ce? Mă așez un pic pe ea să-mi faci o poză, hai. Nu, Mare, nu, te rog frumos, nu. Nu mai ce-am spălat-o. Da, share. Yeah. Să dăm share, subscribe aici la domnul Dan Achim, să trăiți. No compassion, I'm slashing the opposition. I'm on the mission, my mirror, the play edition. Souls fall like they be wishing. Cemetery, snow glazing up on my vision. Mă scuzați! Mă scuzați! Mergeți la stapă? La vie! La lemni! Hai cum e la lemni! Care aveți nevoie de o puțină, mă, hai! O grijă de lemni, o scăpere! Îmi place că aveți și licoarea potrivită! Păi merge, iau! Bagă și noi să facem mâncă! Te ajutăm să te împărtărești! Da, amei te mâncă! Care aveți nevoie, contactați-mă! Bine, dacă aveți nevoie și de altceva... Dar uite că mai mă duc cu vaca, păi îți lași mai să mă știu. Ii, Catalina! Mona! Noroc! No compassion, I'm slashing the opposition. I'm on the mission,
Și am luat și noi primul interviu aici la Wanted Crew pe domnul Lupu cu al său Mustang, negru, mafia, exact cum trebuie. Dacă nu vă aduceți minte cine e domnul Lupu, e băiatul cu feită, nu, consul de 45. Consumul de avion. Exact. Spune, domnule Lupu, cum te-ai ajutat un Mustang? Ai dat feită, nu? De fapt, ai făcut daună cu feită, nu? Nu e daună, încă merge, doar că portierile de pe dreapta sunt fundate, iar reparația lui e mult mai mare decât ar costa mașina. Spune cum ai ajutat Mustang. Am vrut ceva diferit față de... Nu știu, de ce aveam, adică feita nu oricum era ceva diferit și am preferat să am ceva ce nu mai are lumea. Okay. Și nu Mustangul care îl au toți, am preferat ceva de America. Filmează-l, l-avem pe Ion Mojurat acolo. Ai motorizare, ce motorizare ai pe aia? 3.7, există și pe Europa, din câte știu, nu știu exact dacă e fabricat de Europa, dar avem modelul de Europa, cel nou, S550. Și care e diferența între al tău de America și unul de Europa? Modelul ăsta s-a fabricat doar până în 2014, okay. Deci nu există 2015, gen nu poate să aibă 3.7 modelul ăsta. Okay. Există doar variantă strict de America, nu s-a produs pentru Europa. Are calul plutitor, e pusă de mine. Eu acum văd. Asta e o jardinieră de la Brico, tăiată de mine, okay. Calul de pe grila veche. Deja au început să bubuie, Madi. Eu cred că o să bubuie toată mașina aia. Și știi ce bubuie acolo? O Skoda, îmi dai seama. E o Fabia, o fucking Fabia. Hai că au spălat și mașina, băieții, acolo. Skoda asta bubuie. 1-4 pe asfaltul cu un soft de la agresiv. Asta e, da, e 1-2, frate. Păi și cum bubuie așa? Asta e 1-2, asta e 2-0 aspirat. Așa. Amândouă au în jur de... 6 cai adunat. 16. Păi 8 cu 8. Să fie și câți bani ați băgat în mașina asta? 3 lei jumate? 4 lei jumate? Și tu? Hai mă să fim realiști. Bă, ăsta a băgat puțin bani, că a prins-o bine la bani. Ok. Da, asta să știe, n-are rost să mai vorbim. Asta-i Skoda aia de bate BMW-uri 2.5, nu? Tu ce zici, de bate? Mamă, frate! Mamă, frate! Mamă, frate! Stai ca bubui și ăsta meu mic, băi. Bă, băiatule, bă, ce s-a întâmplat aici? Și avem aici o legendă în spate, de fapt două legende. Avem pe Dan Achim și a bestie, o mașină superbă. Prima întrebare, cea mai de foc întrebare. De frică. Câți bani ai băgat în bijuteria asta? Mai mult de 25.000? Da, cred că da. 25.000 din 2019 până acum. Păi sunt la a treia mașină. Am avut verdele în Rupu 70-ul. Eagle-ul care am făcut accidentul și ea. Nu știu, probabil că pe la 70-80 de mii am pierdut și ruții, nu cum că mi le-am făcut singur. În anii ăștia, în 17 ani. Aici se văd modificările, adică avem un body kit complet din carbon adevărat. Deci avem capotă carbon, lipuri carbon forjat. Carbon forjat, da, făcută de mine manual. Bine, toată mașina e făcută de mine manual, totul custom. Mai puțin capota luată din America prin 2013, dacă nu mă înșel. 2012 sau 2013 am luat-o. Întrebarea pe care au toți. A fost 1000, da, 1100 de dolari cu transportul, a fost 1300-1400 de dolari. Deci mai o capotă. Doar capota a fost atunci. Vreau să vă întreb. Restul făcut tot de mine, ce să zic, mulți bani, multă muncă. Și întrebarea pe care o pun toți când văd mașina asta așa agresivă. Știu că bate multe mașini pe stradă. Câți cai are mașina în momentul actual? Băi, acum o țin limitată undeva la 500, pentru că am spart de două ori cutia. Două ambreiaje de 2000 de dolari acum pe B-Disc și nu mai am lăsat-o, că nu mai sunt bani. Trebuie să mai iau bani și cutia e vreo 6000 de dolari doar cutia. 4x4 manual. Da. 4x4 turbo. Manual, big turbo, da. Cum face când face așa? 1K, 2K, cum face? Bă, face ură, spun cei din trafic. Mi-a spus da, face ură, că și băieții cu Tesla fac. Bravo, frate, trage cu trebuie. Chiar astăzi am avut un băiat de Arad, cred că e singurul proprietar de Tesla pe care îl respect, că m-a oprit, a încercat-o cu mine, un Model 3, nu știu, probabil până în 500 de cai mașina, pentru că după loc a plecat, a croșetat puțin, dar l-am prins pe strada mea după 70 și... După aia gata. Da, nasol. E o mașină de 30 de ani, își face treaba. Este fenomenală și te aștept când ai tu timp. Mersi. Și chef. Și avem noi carduri și baterii, că Dan, când se apucă să vorbească, ne trebuie nouă așa. Vă fac un serial de vreo 7-80 episoade fără să mă repet. Fetițele Powerpuff. Blasă.
Avem una dintre cele mai speciale mașini de la eveniment, mașina lui Puia, și nu e Puia care cântă, e Puia care face mașini. Spune, domnule Puia, despre ce mașină este vorba? Volkswagen Scirocco din 1987. Bună ziua. Motorizare? 1.8 turbo. Oh, 350 de cai am înțeles, nu? Am înțeles că acest semn din față, eu te-am întrebat prima dată, că ce-s cu doi iepuri care și-o dau în spate? Este modelul de America, de GTI. Mai este unul, așa sunt doi și mai au trei pui după ei. Nu foarte multe motorul, un pic la interior, are airlift. Ok. BBS RS, am dat 2500 de euro. Bă, că e o trapă care nu se deschide, nu? Da, și am cumpărat mașina, voi schimba plafonul. Băi, băiatule, ce aici... Digifizuri. Asta sunt ceasurile la care costă foarte mult și foarte rare, nu? Da. Te aștept cu el la filmat, sincer. Da, când ai timp. Mai am un pic și o să vin, da. Revenim cu alt interviu. Like pentru domnul Puia și al său Scirocco, super tare. Scuză-mă, sunt colegii tăi aici de acolo? Nu, întoarce și filmează, te rog eu, uite ce se întâmplă acolo. Băi, mă fac eu să râs, filmează oamenii. Deci ne-am procofit eu cu Narghi aici. Să dăm best exterior și best interior, nu? Interior, da. Păi best interior Narghi. Ne uităm ce e în interior și exterior. Fiind o Fabia, trebuie să ne uităm foarte bine la rugină. A, da. La vaguri, la rugină. Uitați că vine acolo. Ia. Hai că vine Fabia. Oh my god. Oh, oh, ce sopă e. Avem listă proiector. Listă proiector față. E M5? Fără proiector. M5 e 46. Să nu te superi pe Caterinca. Narghi. Stai. Wow, fii atent. Are o culoare rară. Notează. E de fabrică? Notează. O culoare rară. Deci așa, stai două secunde. Lipsă. Oh, mă, gă. Stai luft. Stai. Îți atârnă un cablu. Cred că poți să-i trag frâna de mână de aici. E frâna de mână. Vezi că să văd sacuri pe ea. Ok. Aici cred că acest sticker ascunde puțină rugină. Nu e rugină, greșeală, este vopsea sărită. E vopsea sărită, ok, am găsit vopsea sărită. Așa. Din nou puțin aici. Notează. Luft. Două lufturi până acum. Sărac, o vinde de seară. Aici ai un șobolan mort. Alo, tu. Aici ai ceva. Ai un șolobar aici. A găsit un șolobar acolo. Ai aici. Uite aici. Uite acolo. Caută-le. Negres aici. Notează. Nici măcar nu-i BMW. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way G, me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it, this don't faze me. I got my negrese peste tot, negrese și oricine. Dar zi-ne unde le ai. Asta nu mai contează. She can't play me, money in a text box, I get paid. Turează puțin, frate, turează puțin. Un picuț. Wow. E gata, aplauze! S-a terminat, aplauze! Frumos, la nu lăsa să intre aici. Băi, du-te de aici. Du-te de aici. Mamă, frate, cum ați. Deci, vă rog eu, la băiatul ăsta, nu-i nimic, lăsați în pace, că nu e cu noi. Poftiți vă rog. Stați așa să vă deschid ușa, poftiți vă rog. Poftiți. Nu vrea să vină să te dau jos de mașină, vină la mine. Hai la interior. Tu ești expertat pe interior. Da, și tu, ce ai? Eu te-am ajutat pe tine, nu fii așa. Vedeți că îmi face probleme. Cine? Aveți grijă. Cu Narghi, că... Tu ce te-ai tu aici? Bă, fraților, are echipă mare, bă. Dar ce? Gd. Ia viandă aici. Și mecheria și mecherilor. Da, la domnul.
Da, te vezi crămâne pe loc? Și fii atent aici, clima. Uite-te în sus, uite-te în sus. Cum are steluțe în plafon? Păi când vreodată BMW va face ceva? Alo, alo, alo. Am văzut. Spașurați auto să caute frâna de mână. Gata, aplauze, aplauze. Hai că vine frate. Dar eu unde e frate? Ce vine eu? Ia ce face ce vine eu? Eu știu unde e. Ia. Unde e frâna de mână în arghi? Ia zi. Hai, stai, stai. A, știu eu. Unde e? Cobor, cobor. Unde? Am găsit frâna de mână. Mamă, mamă, mai face, mai face, uite acolo. Pe jumătatea burtului. Acolo. Acolo. Acolo e? Mamă, ce. Hai, acolo, acolo. Ce se face pe jumătate? Uite mă, ia acolo pe de mână. Sub capac. Pe jumătate, uite, pe jumătate. Stai că rapper nu știe. Băturul de evident e sus pe coloană. Eu zic am la jumătate, aia a pus la toate toate toate. Băi, soacră mea, soacră mea a dat cu soflu, sunt de sus aici, stai că m-a dat cu plin cu asta. Narghi, auzi cum face proiectorul ăsta. Lasă-mi. Filma acolo. Dar ce filme de acolo? Aaa, filmează atunci. Eu aș da pentru best curaj. Rar. Mașina asta, best. Ia citește acolo, ce citește? Rar, pachetă rugină permisă. Grăb pe șapte. Ce? Ulei! Are boxy. Are nimic. Ce avem un BMW 60 cu numerele de matriculare vag. Stai două secunde, stai puțin. Cred că ai greșit numerele de matriculare, de ce sunt vag? Pentru că sunt vag eu. Adică? Adică se este numărul meu de matriculare de la toate care le-am avut până acum. Ai avut la un moment dat un vag, un Volkswagen? Am și acum, da? Un Golf 2. Și pe care le-ai alege? Volkswagen sau BMW? Bă, pe ambele. Și l-avem pe domnul cu toporul, pe domnul care a legat pe aici femeile, bărbații și tot ce ținea. Am fost la lemnii, te la salut. La lemnii, salutare Adi. Salut. Spune-ți pe frumusețea asta că de când am mai văzut-o a fost în mai multe variante și a ajuns la cel mai top nivel. Mulțumesc mult. Deci, într-adevăr, mașina ta cu grafica asta care, spune-mi ce salon mai exact, ce vrea să ne spună? O nebunie. Adică ce-am visat noaptea, am zis gata, ziua o fac. Am zis să fie ceva unicat, un F30 unicat la colan. Am avut cu Martini, au apărut cu Martini. Am avut cu Beamer, cu Safety Car, au apărut cu Safety Car. Asta nu mai apare. Nu mai are cum să apară. Te-a pup. Nu e cu mine. Nu e cu mine. Nu e cu mine. De când nu ne-am văzut, ai pus și perne de aer în mașină? I-am pus și perne. Ok. Setup în interior. Hai să vedem interiorul, că acolo, mie în spate acolo îmi place cum arată. Ia filmați-mă de aici. Uite aici, s-au modificat foarte multe. Nu mai e banchetă. Nu mai e banchetă. Două locuri. Într-adevăr. Mamă, au început să bubuie oamenii cu mașinile. Bate mama coborul. Într-adevăr, și văd că ai și un half cage pe ea. Da, și un half cage. Făcut de... De puia. De puia, fratele axe. Puia. Și văd că ai două extintoare acolo. De ce? În cască, Doamne ferește, pentru poliție, când m-au oprit să înceară extintor și trusă, le-am pe toate. Avem două. Le-am pe toate. Felicitări, Adi, pentru mulțumesc mașină. Mult. Tu încă mai ești extintor auto? Da. Deci oamenii, dacă vor să învețe să șofeze, vin la tine. Caute, da. Adi Suman pe Instagram. Dați un follow acolo și dacă vreți să vă luați permisul și vreți să căpătați o pasiune frumoasă pentru mașini, recomand cu mare încredere. Mersi mult, te salut. Mersi și eu. Și avem aici o mașină pe care n-am mai văzut-o niciodată, e un Citroen mai exact. Ce Elize? Serize, păi, dar e foarte frumos, cum te-ai gândit să modifici un Citroen? Exact cum am gândit să modific și un Peugeot vechi pe care îl am, probabil multă lume știe, un 405 galben. Foarte frumoasă mașina, văd că ai o culoare nouă, e colantată mașina? E colantată, da. Ok, ca motorizare? E motorul ei, 1-2. Jante? Japan Racing. Suspensie? Tot ce am luat la mașină, suspensie, lipuri și așa mai departe, le-am luat în Turcia, că nu găsești nimic dedicat la noi. Și probabil sunt și mai ieftin de acolo, nu? Da, mult mai e. Și acum am o întrebare, au depășit modificările prețul mașinii? Nu cred. Nu crezi, nu? Momentan.
Momentan nu cred. Avem aici lângă un logan mafia, avem folie neagră pe față, jante frumoase, cred că ești pe pene de aer, bă, dar jantele astea seamănă puțin cu ale mele, dar vină puțin mai aproape. N-aș tu aici, fiți mai nesimțit. Aici. Asta e filmul corect când aveți pene de aer, cu buza jantei în afara aripii și anvelopa între. Chiar genial arată. Și aici avem legenda. Avem înarghii de la Timișoara până la eveniment aici, până la Donații Căpăceni. Dar uitați-vă și voi cum poate arate mașina asta. Este țiplă tot timpul când o văd, arată tot timpul la fel de mine. Iar interiorul ăsta este fenomenal. Aici avem, cu atenție să nu călcați, pentru că e foarte prețioasă mașina. Și aici într-un colț avem gangul E46, avem E46 Coupe, E46 Coupe și acolo avem un cargo foarte frumos, vine puțin Madi. E46-ul ăsta care într-adevăr arată într-un mare fel. Să ai și E46 și Cabrio și Angelize-ul ăla superb acolo, frumos pe spate. Chiar arată într-un mare fel. Tu, Madiu, care e pe acasă? Ia spune. Cu asta. Cu asta albă? Da. Eu aș pleca cu aia cabrio. Eu aș pleca cu asta albă pentru că îmi place că e coupe exact cum mi-aș dori să fie și E36-le. Nu, și-aș lua cabrio oricât. Pentru că m-ai întrebat cu care aș pleca acasă, e bine, cu asta aș pleca eu acasă. Și bineînțeles că aici în spate am și loc pentru pisicuță. Deci clar cu asta aș pleca acasă. Da? Dar, Madi, e aici un Ford frumos. Bună! Da? Madi, îmi pare bine? Spune-ne câteva cuvinte despre mașina asta. Mașina este un Ford Focus MK1 din 99. Mașina este colantată. Foarte, foarte bun. Pe mine m-ai păcălit și pe Mihăiță. Am crezut că este vopsea inițial. Nu, la anul urmează vopsea. Tot roșu sau altă culoare? Aș vrea un cameleon, dar vedem ce iese. Bun. Și e prima apariție a ei. Motorizare? 1.616 valve. E doar pe estetic. E sau pe static? Perne? Static. Și avem aici cuplul anului pe Anthony și Aida, Anthony cu E46-le și Aida cu acest AMG frumos C32. Exact. Spune, Aida, cum este să vii cu un Mercedes C32 până aici la eveniment? Este super, pentru că mereu stau să mă gândesc că la vârsta mea cred că nu mai există o fată care să conducă un C32 AMG din 2000. Da, într-adevăr. Și este chiar foarte frumos. Oricum, Mercedes e mașina mea pe care o iubesc maxim. Păi și cum, dacă iubitul tău are BMW? Nu, eu nu sunt cu BMW-ul. Okay. Eu nu sunt cu BMW-ul deloc, mie îmi place Mercedes-ul. De aceea am și venit pe la misistat chiar să vin cu el, chiar dacă are o problemă în momentul de față. Și m-am chinuit puțin să ajung cu el, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns ok. E mașina visurilor tale? Nu, mașina visurilor mele este un E63 AMG, un W211 din anul 2000. Și poate cu ajutorul Dumnezeu o să o iau. Ai început cu 6.3 W211, zic și eu ce W e ăsta. Ăsta este un W203. Mamă, deci o femeie să știe toate corurile la Mercedes care sunt super alambicate, mi se pare. Da, vreau să spun că datorită mecanicului nostru, Victor, care este acolo, da? Datorită lui am început să am pasiunea asta pentru Mercedes și am învățat foarte multe și oricum în România toată lumea este pe BMW. Ce mașină vrei să-ți cumperi? BMW. BMW-ul fost. Roșu. Exact. Bun. Și asta mă pasionează și o iubesc maxim. Fericitări pentru mașină, văd că ai făcut câteva modificări, furtune siliconice, filtre de aer, ai vopsit electrostatic. Da, au fost vopsite electrostatice, acestea au fost schimbate filtrele de aer. Chiar foarte mișto, adică se arată un motor, i-a spus când l-am văzut, parcă era 1800 de cai. Așa, 1800 de cai. Da, sincer, cred că este singurul motor care arată așa din România, pe Mercedes vorbind, sunt altele, pe alte mașini care arată super. Dar cred că este singurul pe România, pe Mercedes, care chiar arată... Oricum o să mai fie multe modificări la mașină, sperăm să o ducem în 700 de cai. Fiat aici, Aida. Da. Spune-mi și mie, ce e asta? Compresorul. Compresorul, bun. Ce e aici? Filtrul de aer. Păi știu, frate. Și asta ce este aici? Asta e de la compresor. Acolo este furtunașul. A fost o improvizație ca uleiul să nu se mai ducă în motor. Oil cashcan, nu? Exact, oil cashcan, nu? Să se ducă direct acolo și să putem să o scurgem ca să fie totul ok pentru motor. Știe, domne, 3 de da, merge etapa următoare. Anthony, aveam pretenții la tine ca iubita ta să fie fan BMW. Cum de tu conduci un BMW și au un Mercedes? Eu conduc BMW, eu conduc Mercedes. A trebuit să amândouă, nu? Da. Păi cum ai venit cu amândouă? Nu vezi că-s mare? Într-adevăr. Mare. Ai venit cu bijuteria asta. Peste tot când a jucat la evenimente, toată lumea e, wow, venit Anthony cu E46-le.
O să urmeze, o să mai urmeze anumite modificări. Cum ar fi? Culoare și niște upgrade-uri care vor fi surpriză. Cum te simți să ai o mașină în felul ăsta mai diferită? Poți spune foarte diferită. Nu știu, cum să vă explic sentimentul. E... Te simți apreciat? Da și nu. De ce nu? Ia uite, se aprecia de Aida. Ba nu, minte. Minte? Cum să-ți spui așa ceva? Care e motivul pentru care zici tu că tu nu ești apreciat? Pentru că nu mai ești exact cum voiam să iasă. Care e minusul ei? Sau ce voia să fie mai... Tot, n-a ieșit exact cum voiam să iasă. Da, Anthony, nu e... Bani să ai și timp, că le se fac, nu? Cam așa ceva. Unde și un BMW Mafia. Ambreajă un pic. Am breat un puțin. Am găsit aici un pasionat auto vechi și răit. Salutare, domnule. Mă bucur că te-am prins aici. Spune-mi despre mașină. Băi, cât durează videoclipul? Nu, durează ore? Nu, câteva secunde, să spunem despre. Haide, vin afară. 3, 3, 5, 600 de cai, probabil. Spre 600. Pă, nu, de fapt, trecem de 600 de acum. Deci o nebunie totală aici. E un oh my god. Stai 2 secunde să vin acolo lângă tine. Spune-mi puțin în primul rând de ce avem două filtre de aer. Păi sunt motor cu două turbine, okay. Twin turbo, big turbo de la Pure Turbo. Mașina e complet custom, e complet FBO și singurul original care a rămas pe mașină este galeria de admisie. Atât. În rest, nu mai e nimic original. Mamă, văd niște bare aici de rigidizare și încolo și încolo, păi să tot da, e... Pentru că mașina e pe suspensie de circuit, pe setup de circuit. De 2 el, nu? Da, de 2, dar nu e cel de track, plus bucșeraie complet, power flex, purple and black. Și te întreb pe tine, ce faci cu 600 de cai pe stradă? Mă distrez. Nu pe stradă, nu, pe circuit, doar pe circuit, pe acolo circuit. Mergem frumos. Dar sincer, aș vrea să am mașina asta, mă duc acolo lângă o Tesla. Da, păi și GSX-ul care a plecat mai devreme la fel, că în drum spre încoace a prins o Tesla, s-a distrat pe ea maxim. Într-adevăr. Mai e ceva planul cu ea pe viitor de făcut? Da. Unde vrei să ajungi cu ea? Sper aproape de 1000 sau chiar peste. 1000 de cai. Dar trebuie să refacem motorul, trebuie să facem full forjat cu sistem de două pompe de benzină. De benzină, etanol, single turbo. O nebunie, sincer. Eu îți fac aici pe clip, o să fac o invitație pentru vlog când da, ai chef și timp să filmăm mașina asta. Mulți mi-au lăsat în mesaje da, ca să filmăm mașina. Crede-mă și că și mie, nu știu dacă ai văzut câți oameni mi-au dat arond la tine. Să fac un videoclip cu tine. Și invers, când ai timp, te aștept cu mare plăcere și sigur, povestim acolo tot despre mașină. Perfect. Oricum, felicitări pentru ea. M-a ajutat să fie în Dacia Dragomir aici, Claudiu. Cine sunt, mă, voi aici? Toporul. Eu. Eu cine? Care a făcut mașina. Tu ai făcut mașina asta? Da. Pe cum ai făcut-o? Ce ai făcut mai exact? Tot, din față până în spate. Și când spun tot, înseamnă așa, tinichigirie, mecanică, tot. Doamne, dar unde vrei să ajungi cu Dacia asta? Văd că i-ați pus și oglinzile astea de E36 și astea. Urmează, o opție și altă culoare, nu știu exact ce culoare, da? Deci mi se pare Dacia s-a dus la alt nivel. Mi se pare că varianta asta, Martini. Martini, nu? Urmează una cu ceva cu Japonia, cu la mine. Păi la noi în club și cum este? A avut Radu, a avut Adi, acum are el, știi? Și după aia trebuie să la următorul. A, ok, le schimbați de... După Narghita are. Da? Și m-a pus pune cu fundică și... Foarte tare. Hai, dă-i și tu aici o pedală să auzim cum se aude Dacia asta. Vine, Madi. Filmează puțin Dacia și după aia filmează E92 ăsta. Ia de cu Dacia, hai! Dă-i Dacia! Dă-i cu Dacia, hai! Ne-a căzut pedala. I-a căzut pedala! I-a căzut pedala de accelerație! Nu știu, pauză, că revenim! Uite, e jos! Ia descât! Uite, era pune! Mai merge și acum cum pleci, ia mai accelerat toată! S-a rupt capul! Să știi să fii șofer ca să mergi. Dă-i tu când vrei! Top! Top se aude! Mașina cu cele mai frumoase jante, după părerea mea. Mulțumesc. Avem niște frumos. Rotiformuri. Da, corect. Spune-mi puțin despre mașină. Ce e, un Golf 6? Un Golf 6 GTD. Am alergat un pic după jantele astea. Am fost numai în Ungaria. Ok. Sunt făcute la...
Da, mulțumesc, băieți. Sunt făcute la Expert Wheels. Mare parte se e diesel sau benzină? Diesel, nu? Diesel, 170 de cai, DSG. Cât a fost jantele? Ce plus au fost jantele? Sincer să fiu, le-am găsit la un preț foarte rentabil, 1050 de euro. Foarte bine, da. Ele sunt pe un net de noi la 1800 de euro, ceva de genul. 1800 între 1800, 2000. Să-ți fură ventilele. Da, 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 n-am ce să fac. Da. Regrezi că ți-a luat diesel și nu benzină? Da, de ce mi-am luat diesel? Pentru că... De suflet nici chiar așa. Nici chiar așa. Băi! Aduc un preț... Bine! Da. Regret că ai luat diesel? Da, regret în mare parte. Tocmai ce am scos și de PF-ul, am avut niște probleme cu el. Mm-hmm. Dar le-am remediat. Am căutat benzină, n-am găsit pe nicăieri. Și cam asta a fost mare parte. Următoarea mașină, cred că umblăm pe bagaj, băi, sau ce fac? Următoarea mașină care? Următoarea mașină va fi un 7.5 GT. Ok. Da. Deci tot la Volkswagen, da? Tot la Volkswagen. Felicitări pentru mașină și pentru geante. Chiar se arată foarte bine. Mersi. Vezi că nu cred că mai ai presiune. Fraților, am plecat și la eveniment. N-am plecat că nu era fain sau ceva. Am plecat pentru că era destul de frig. Ne-a luat așa puțin răceala. Noi am venit de la Deva, unde am mers cu trotinetele. Nu știu dacă ați văzut vlogul de la Deva. Încă ne-am plimbat în fiecare seară cu trotinetele și ne-a prins la un moment dat ploaia și cred că am răcit puțin. Evenimentul nota 8.80. Cam așa, da. Locația chiar mișto, adică pe iarbă verde, m-a simțit bine, am mâncat un miculeț corect. Mașinile arătau super fain pe iarbă. Ca și organizare, bine. Foarte bine organizat, da. A fost bine și adică tot timpul la evenimente, cu organizarea nu poate să fie perfectă niciodată, n-are cum să fie niciodată perfect, pentru că sunt foarte multe lucruri de organizat să fie 100% cum trebuie. Mașinile frumoase, dar eu cred că cel mai mișto a fost și este faptul că te poți întâlni cu prietenii tăi, stai acolo la o vorbă, mai mănânci un mic, mai bei un suc, nu știu, m-am simțit exact ca la iarbă verde, ca și cum aș fi mers cu mașina, cu prietenii mei cu mașini modificate, am mers la un mic, la un grătar, la... A fost o atmosferă relaxantă, prietenoasă. Da, da. Deci chiar mi-a plăcut. Data viitoare o să mai vin, chiar mi-a plăcut. Următorul eveniment nu știu când o să fie, mai sunt câteva evenimente la care vom participa, când ne vedem cu toții la evenimente. Da, e atât de bine că a venit vara și căldura, da, și da, că au început evenimentele, au avut-o bine, că și iarna se mai fac, dar nu atât de mult, e mai friguț. Și acum suntem îmbrăcați groși, da. Gros de fapt, pentru că na, a fost un pic friguț. Da, dar mie chiar mi-a plăcut. Deci, notă 8.8, felicitări organizatorilor. Am înțeles că e prima oară când organizau un eveniment. Deci, poate să mai fac altele, că se descurcă de minune. Da. Data viitoare am fost mai toți banii, ea a fost Madi. Dacă v-a făcut vlogul, like, share, subscribe și așteptăm în comentarii care a fost mașina voastră preferată. Data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!